În ultima vreme, tranzacțiile de cumpărare a afacerilor sunt din ce în ce mai frecvente. Motivul care stă la baza astfel de tranzacții este diferit pentru fiecare cumpărător în parte, fie că dorește să-și diversifice business-ul, fie că dorește să investească niște bani temporar disponibil. Indiferent de motiv, pentru de ce facem acest lucru, trebuie să urmăm o anumită cale și să atragem atenția la anumite aspecte importante. Un moment care nu poate fi ocolit și care nici nu trebuie să fie ocolit în procesul de cumpărare a unei tranzacții este efectuarea procedurilor de due diligence, așa numite investigație pentru a vedea starea de fapt a afacerii pe care vrei să o cumperi. Deci această investigație este una de regulă amănunțită în domeniul comercial, financiar, legal, economic, care ne dă răspuns la toate întrebările importante pe care le are potențialul cumpărător a acestei afaceri. Mai simplu, procedurile de due diligence ne răspund la întrebarea la ce să mă aștept cumpărând această afacere și cum pot ocoli riscurile ca să nu-mi irosesc banii în vânt. Rezultatele la care ajunge rezultatul procedurilor de due diligence ne identifică riscurile majore ale afacerii și pot să determine chiar să renunțăm la negocieri sau observăm că sunt anumite riscuri minore și în acest caz ne gândim cum să le ocolim stabilind clauzele corespunzătoare în contractul de vânzare-cumpărare a afacerii. Vom începe, după ce avem respectiv rezultatele due diligence-ului și am decis că totuși procedem la negocieri să cumpărăm această afacere, urmează să verificăm actele de constituire a societății, să vedem dacă nu există interdicții la vânzare, dacă există dreptul preferențial a asociațiilor și în ce mod trebuie să rezolvăm problema cu dreptul preferențial a asociațiilor, dacă există capital social și dacă acest capital a fost subscris. Răspunzând afirmativ la toate aceste întrebări, urmează să analizăm legislația cu privire la protecția concurenței și din acest punct de vedere să vedem dacă o eventuală cumpărare a acestei afaceri nu ar duce la o concentrare economică. În situația în care există premize pentru a ajunge la o concentrare economică, suntem obligați să solicităm autorizarea acestei tranzacții către Consiliul Concurenței. Mai simplu, trebuie să solicităm această autorizare de fiecare dată când rezultatele financiare ale ambelor întreprinderi care participă la această tranzacție sunt de cel puțin 25 de milioane de lei pentru ultimul an premergător tranzacții sau fiecare întreprindere în parte realizează vânzări de 10 milioane de lei. În cazurile în care suntem în situația respectivă, solicităm autorizarea Consiliului Concurenței, care este dator să o facă în 30 de zile potrivit legislației. Sigur, ar putea exista situații când aceasta ar dura mai mult, dar regula generală este de 30 de zile. Obținând autorizarea sau în situația în care nu există necesitatea acestei autorizări, procedem la întocmirea contractului de vânzare-cumpărare a părților sociale. Vorbesc de părți sociale pentru că majoritatea întreprinderilor în Republica Moldova sunt înregistrate în formă de societate cu răspundere limitată. Acest contract va conține neapărat prevederile de vânzare, cum ar fi termen, preț, în ce condiții se realizează vânzarea și, foarte important, garanțiile care ne răspund la riscurile identificate în procesul de efectuare a due diligence. Important, contractul de vânzare a părților sociale urmează a fi autentificat notarial, adică semnat în formă autentică și, sigur, neapărat depus la Camera Înregistrării de Stat pentru a fi operate modificările în registrul întreprinderilor și organizațiilor. Cu această procedură este finalizată. Sfatul nostru este să vă consultați avocatul care, iarăși, vă poate ajuta să evitați riscurile, să economisiți resurse și să evitați litigiile.